Bună și bine ați venit pe Tarotada. Pentru toți cei care aveți soare, lună, ascendent, descendent sau oricare altă planetă de pe harta dumneavoastră astrală în zodia vărsător, astăzi vom face vărsător pentru săptămâna 12-18 august și să vedem, dragilor, ce vine către voi în această săptămână. Dragii mei vărsători, ce se deschide pentru voi? Putere și aventură și un nou drum în viață. Abundență multă, voi vă îndreptați aici către abundență. Haideți să vedem. Vărsător. Cum începe această săptămână? Cu eliberarea, cu vindecarea haosului, cu succes. Wow, ce săptămână puternică. Aici protecție. Orice vreți să începeți, începeți. Dar eliberați-vă de ceva ce vă aduce prejudicii, ce vă îngreunează, pentru că aici sunt multe binecuvântări divine, dragilor. Este o săptămână frumoasă în care trebuie să acționați. Aveți aici o călătorie care vreți să o faceți, poate. Acționați, cumpărați-vă bilete, mergeți, călătoriți. Poate o călătorie a sufletului vostru, simțiți-vă libertatea, frumos. Vă eliberați de o povară, vindecați o durere, un haos, o problemă. Nu știu ce aveți aici, dar probabil ați avut un blocaj de care vă eliberați în această săptămână. Tot ce faceți este încununat de succes. O săptămână eliberatoare, o săptămână a succesului, o săptămână a vindecării. Foarte frumoasă această săptămână pentru vărsător. Haideți să vedem ce aduce această săptămână superbă sub protecția divinității. Aici aveți protecție. Tot succes, dragilor. Aveți un succes în această săptămână. Aveți un cavaler de apă. Poate vine o persoană să vă declare iubirea. Poate vine acea persoană de departe. Oricum ar fi, eliberarea 6 de săbii aduce plecarea dintr-un loc unde nu te mai regăsești. Nebunul, începuturi frumoase, începuturi pline de succes. Steaua, ați ieșit în propria citire, steaua și nebunul. Wow, ce frumos este! 7 de pământ, 3 de apă, mergi la o petrecere și puterea la capătul setului de cărți, regina de apă. Dragilor, aveți aici o persoană în zodie de apă sau o persoană iubitoare, pești. Rac, scorpion, poate fi tot vărsător, poate fi leu, o persoană puternică, o persoană bună, două pietre rare care se întâlnesc în această săptămână și împreună sub protecție divină formează un cuplu divin. Frumos aici, poate este un partener de afaceri cu care demarezi un nou proiect, poate este acea călătorie unică, poate mergi într-o aventură, într-o călătorie, într-o croazieră unde ai tot visat de mult ca ai să ajungi. Este momentul aici, evaluezi ce trebuie să eliberezi ca să dai drum liber, să faci drum liber visului tău sau persoanei care se îndreaptă către voi. Vei ști să-ți răspunzi la această întrebare. Orice faci în această săptămână, ești protejat, ești vindecat, te vindeci, aveți steaua, aveți vindecarea haosului și succesul. Este aici o săptămână foarte frumoasă pentru voi, plină de iubire, dragilor, regina de apă, un suflet pereche, poate vine cineva din trecut, o persoană pe care ai tot așteptat-o, de care ți-a fost dor. Este un suflet pereche din alte timpuri, o persoană pe care ai tot visat-o, ai tot manifestat-o că va ajunge în viața ta, sau acel proiect, acel job, acea însănătoșire pe care, la care ai tot visat și care până acum nu a venit. Este momentul, aici este cavalerul de aer. Voi nu mai lăsați nimic la voia întâmplării, vreți succes, vreți echilibru în viața voastră, pentru că regrete ați tot avut. Pentru planuri eșuate, pentru persoane care nu au fost cine ați vrut voi să fie. 6 de pământ aduce echilibru, da, o energie de apă
Aici aveți foarte multe energii de apă și nebunul și regina de apă și trei de apă. Mergeți la o petrecere, văd o petrecere pe o croazieră sau o petrecere la o persoană dragă. Poate voi dați o petrecere și invitați acea persoană dragă pe care voi vă doriți de mult în viața voastră și vine în această săptămână, pentru că aici aveți succes. Voi vindecați un trecut, orice ar fi fost aici, se vindecă în această săptămână, dragilor. Vă bucurați aici, vi se bucură sufletul. Faceți aici o analiză, te întrebi exact ce ai crescut în grădina ta. Se merită să mai crești sau plantezi semințe noi? Scurt și la obiect, vărsătorul în această săptămână vrea succes, vrea să se bucure de viață, de cine este, de cine a devenit, trecând prin toate aceste lucruri. Am văzut 6 de cupe, o despărțire, poate un regret. Da, aveți aici protecție, binecuvântări divine și acțiune și această călătorie. Această călătorie în care vrei să te simți împlinit, vrei să te simți liber. Văd aici vacanță pentru vărsător, văd relaxare. Vedeți, aveți cartea relaxării, dar aici renunțați la ceva din trecut, este o lună plină. La lună plină renunțăm la gânduri, la persoane, la lucruri care ne sabotează, care ne îngreunează. Și aveți aici prima carte, e liberarea de o persoană, de un trecut, de o credință. Da, încântare, dragilor. Veți ști cum să acționați corect în favoarea voastră, iluminarea. Totul devine simplu. Când vălul de pe ochi se ia, totul devine simplu. Va deveni simplu pentru voi, pentru că vă doriți acest succes. Aveți aici deschidere. Aveți idei noi, aveți idei bune, aveți persoane bune care vin către voi. Cu adevăr, aceste persoane aduc pacea sufletului. Foarte frumoasă săptămâna pentru voi. Dragilor, este pe liberul vostru arbitru. Voi aici trebuie să ieșiți din tot ce nu vă mai aduce beneficii. Eliberare de un trecut, de o karmă, de o persoană, de o credință, de un serviciu, de sau rezolvarea unui conflict la serviciu, sau în familie, sau între prieteni. Pleci din această nebuloasă, vindeci haosul, vindeci durerea. Aici sunt fluturi, mulți. Fluturii anunță schimbarea, nebunul anunță începuturi noi, frumoase, curate. Plecați la drum cu credință în suflet că totul vă va reuși. Și așa și este, dragilor, pentru că aici aveți succesul și steaua. Două cărți superbe, împreună un miracol, un miracol care devine parte din viața voastră în această săptămână. Se întâmplă ceva, o minune. Poate vine un copil în viața voastră, poate vine o însănătoșire, brusc, ceva se schimbă. Poate nu ați mai avut încredere, credință că ceva bun poate veni către voi. Dragilor, în această săptămână universul vă contrazice și aduce în viața voastră succes, însănătoșire, începuturi noi, persoane bune, benefice, împăcare cu voi, cu propriul suflet, cu propriile fapte, tot ce ați făcut voi în trecut și nu ați fost până acum de acord, poate ați regretat niște lucruri. Acum vă dați seama că ați făcut foarte bine. Nu ați făcut rău nimănui și credeți că ați greșit, ați oferit prea mult. Acel prea mult se întoarce acum la voi și vă aduce succesul, dragilor. Aveți aici puterea. Ți-ai luat libertatea înapoi, ți-ai luat puterea înapoi. Ești în frumusețea ta, îți vezi frumusețea și o văd și ceilalți din jurul tău. Foarte frumoasă această săptămână pentru vărsători. Haideți să vedem niște sfaturi. Nu știu de unde pleci, dar spre ce te îndrepți, e frumos. Pleci dintr-o simfonie care nu s-ar fi terminat niciodată. Dacă n-ai fi făcut acest pas, ai fi tot cântat același cântec la nesfârșit, care nu ți-a adus până acum
împlinirea. Ești deasupra tuturor, începi să vezi adevărata fața a lucrurilor și începi să crezi în succesul tău, în ceea ce îți dorești tu. Poate o perioadă ai crezut că nu ți se poate îndeplini visul, dar acum parcurgi distanța și știi că poți. Poți să faci ca visul tău să devină realitate. Parcurgi distanța. Aici toate lucrurile iau o viteză, o amploare mare, rapid, se întâmplă repede, peste noapte, peste zi. E frumos ce se întâmplă pentru voi, dar aici știți exact acum care este visul vostru. Dacă ați stat în dubii până acum și nu ați vrut să manifestați, nu ați făcut nimic, ați rămas aici în anonimat, e timpul să acționați, e timpul să observați, pentru că vine succesul, dragilor. Aici aveți adevărul care trebuie spus, spune tot ceea ce îți dorești, pentru că universul îți oferă. Spune tot ceea ce ai nevoie pentru ca visul tău să se împlinească și vor veni ajutoarele. O săptămână foarte frumoasă. Primești mesajul mult așteptat, primești confirmarea, validarea a tot ceea ce ai tu nevoie. Primești un da aici. Primești un răspuns afirmativ, poate o reușită la un examen, poate aștepți un răspuns de la un interviu. Da, se întâmplă în această săptămână. S-a încheiat un ciclu, se deschide un altul și este plin de succes, este ca la carte, dragilor. Ați trecut printr-o vâltoare, ați trecut printr-un haos, dar haosul se vindecă în această săptămână, pentru că v-ați învățat lecțiile, pentru că ați trecut testele Universului. Iar acum Universul vă protejează, vă binecuvântează și vă aduce succesul, ca la carte, frumos pentru voi. O săptămână superbă, plină de magie, de succes, de visuri împlinite. Vă iubesc, vă îmbrățișez cu multă căldură și vă doresc o săptămână minunată. Vă pup, pa, pa!